Mama mea e icoană sfântă, sărut mâna ta muncită. Vin, măicuță, de departe, să-ți șterg lacrimile toate. Să uiți, mama, de oftat, măi, că prea mult m-ai așteptat, măi. Acest urs frumos și minunat, venim să dăm femeilor frumoase cele mai calde și dulci îmbrățișeri. Mulțumim mult! Știm că astăzi sunteți omageate și asta sărbătoriți la masa asta frumoasă, da? Da, stați că suntem de la serviciu. Dar asta veți sărbători aici. Da. Doamnă Valentina, câte primăveri a adunat această frumoasă femeie? Foarte multe. Uite, cât de multe. Am bătut la 57. Vă dorim încă 57 înainte. Mulțumim! Și atunci vor fi multe, pentru că acum așa, sunteți la a doua tinerețe. Eu sau 114. Exact. Felicitări cu această zi frumoasă. Vă dorim tot ce e mai bun să vă aparțină și să știți că sunteți iubită, apreciată și cineva ne-a trimis în locul lor să vă aducem câteva daruri și un mesaj de felicitare. Dar înainte de a vă da toate darurile, voiam să vă întrebăm, știți cumva cine ne-a trimis la dumneavoastră în vizită? Cum să vă spun, cred că sunt copii din depărtare. Da, nu mai se întâmplă. Cred că prin baza cuiva a surorii mele s-a făcut tot organizarea. Și adică, cum să vă spun, le mulțumesc, le doresc ca și ei să ajungă la vârsta mea, să crească și ei nepoți, să ajungă bucuria lor, așa cum am ajuns eu. Am plâns și de bucurie și am plâns și de scârbă și le-am dorit sănătate și dacă au vrut să ne facă o sărbătoare, fiica, sărbătoare de astăzi, să fie și pentru dânsi sărbătoare. Păi da, păi asta e sănătate. Și vă mulțumesc și dumneavoastră de drumul care l-ați făcut. Ați găsit câteva momente, da, de a pierde pentru sărbătoarea cuiva? Nu a le pierde, dar fi prezenți și noi. Și a fi prezenți. Această sărbătoare. Dar câți copii are mamă? Of! Am două fete și un băiat. Dar plus la aceasta, am 7 nepoței. Să vă trăiască! Dintre care cei mai mari fac 15 ani, cei mai mici fac 4 anișori. Uite! Cât de fericită poate fi! Mă bucur mult de dânșă că iau sănătate. Mă bucur mult că ei prin greul care acum este, au găsit un moment de felicitare, de, adică și o cheltuială. Că în ziua de azi, știți, e greu. Și aici, și acolo, exact, și tot locul. Dar le mulțumesc că ei au vrut să facă așa o sărbătoare și vă mulțumesc și dumneavoastră. Și noi pentru dumneavoastră avem câteva cadouri. O surpriză dulce. Vă mulțumim foarte mult. Să ne spuneți și nouă ce scrie acolo. După ce acolo, nu știu cine e. Carte veche, capitolul 57. La mulți ani, scumpa mamă și bunic. Exact. Vă ură. Eu vă mulțumesc celor care atât de mult au vrut din depărtare ca să fie măcar cu prezența dumneavoastră alături de noi. Și le mulțumesc și le doresc sănătate, succes și bucurie pentru viața lor. Pe lângă acest tort frumos și minunat, au mai trimis și o șampanie, ca să fie... Primiți-o! Aha, dumneavoastră, sunteți cu șampanie. Și o floricică vă pentru frumoasa omagiată. Vă mulțumesc foarte mult. Multă sănătate.
Eu vă mulțumesc foarte mult! Și pentru această frumoasă femeie sunt scrise câteva rândurile pe care cu mare drag vrem să vi le citim. Dragă mamă, este ziua ta de naștere. Astăzi este cea mai frumoasă sărbătoare din familie, căci astăzi s-a născut cel mai scump om din lume, cel mai bun și cel mai iubit de noi. Acea femeie care ne-a dat și nouă viață. Îți dorim o viață lungă, sănătate de fier, mai multe motive pentru a zâmbi, pentru că atunci când tu zâmbești, mamă, totul în jur înflorește. Vrem să rămâi la fel de veselă, pozitivă, un om cu literă mare. Ești cea mai puternică persoană pe care o cunoaștem. Fie ca această putere să nu te părăsească niciodată. Fii fericită și strălucirea în ochii tăi să nu dispară niciodată. Îți dorim să fii mereu cu casa plină de fericire, trupul să-ți fie sănătos, iar inima umplută de dragostea apropiaților tăi. Trăiește astfel încât sufletul să-ți cânte, iar Dumnezeu să se bucure. Îți mulțumim pentru grijă, dragoste și sinceritatea sufletului tău, pentru sfaturile utile pe care mereu le primim de la tine. Ești cea mai dulce, cea mai scumpă, cea mai minunată. Ești cea care ne-a început viața noastră pe pământ. Cu mult drag, această surpriză vine de la fiica Mariana, de la Elena, de la fiul Mihai, de la Ginerii, Alessandro, Massimiliano și Nora Toina. Și bineînțeles că de la cei nepoței, Adelina, Adrian, Marilena, Alexandru, Iris, Eliza și Eduardo. La mulți ani, sfântă mama, mama soacră și cea mai dulce bunicuță. Eu vă mulțumesc foarte mult. La mulți ani. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc. La mulți, la mulți ani. Ani. La mulți ani, mama, da. Să ai mult sănătate. Și noi te iubim mult, 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 mult. Și mișa pe la lucrurile astea, ce sună mai târziu. Mulțumesc mult. Ți-a plăcut surpriza, Valișa. Da. Dar am vrut să fiți și voi pe adevăratele. Ei, am vrut și noi, mama. Când să avem posibilitatea să venim și noi. Bine. Măcar când ai dimineață să păreți. Mama, trebuie să întrebăm domnii dacă au atâți de mulți ușureți, să ne plecăm toți. Găsim pentru oameni frumoși, găsim. Eu vă mulțumesc mult. Vă doresc sănătate. Mulțumim mult, 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 mult. Tata, dar nu zici nimic, da? Mulțumim mult, mult, mult. Eu vă mulțumim mult, mult, mult. Și vă poftesc la masă cu mine. Să vă trăiască frumoasa mamă, încă 100 de ani, să vă bucurați de ea și de fiecare dată să vă aștepte cu brațele deschise, cum o face de fiecare dată atât mama, cât și frumosul nostru tată, da? Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. Foarte, foarte mult. Hai, sărbătoare fericită mai departe. Mulțumesc mult, mult. Femeia singură nu face nimic și soțul singur nu face nimic. De atâta pe lume este dat un cuplu. Unde este bine, unde este rău, viața merge înainte. Corect. Așa că ne rugăm una să avem pace în țară și înțelegere și să fim stimători unul față de altul. În rest, viața arată. Sănătate multă, multă și vă mulțumesc la toți care au contribuit și care au venit și care sunt departe și care s-au impus și care au programat. La toți vă spun mulțumesc mult. Să ai tu sănătate. Sănătate, sănătate, sănătate. Scumpi copii, eu vă aștept cu mare drag împreună cu tata. Dacă poate, timpurile nu v-au dat timp de a veni la ziua mamei, ajungeți măcar la ziua tatălui. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Să aveți sănătate toți.
Vă aștept cu drag acasă. Sănătate, 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 eu vă aștept. Aici vă aștept în suflet. Ai zile să trăiești și nepoții să-ți crești mai. Și mă rog la tot ce sfânt să te țină pe pământ mai. Să ai zile să trăiești și nepoții să-ți crești mai.